Sunt Gabriela Bonciu, bine ați venit la prima ediție a emisiunei Omul Zilei. Invitata mea din această seară este o doamnă specială. Este o doamnă care vine în fața dumneavoastră cu o poveste emoționantă, impresionantă, dar și captivantă în același timp. Îi urez bun venit doamnei Adriana Popa în studioul TV News Buzău. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara și mă bucur de invitație și sper să aveți emisiunea agreabilă. Cu mare drag. Cu mare drag. Am urmărit filmulețe documentare cu misiunile voluntarilor din întreaga lume în Africa. Ei bine, în această seară suntem mândri să vorbim de buzoianca noastră, care a ales să călătorească la 5.000 de kilometri distanță, să lase deoparte confortul casei și să fie alături de copiii săraci din Uganda. Spuneți-mi, vă rog, cum s-a născut această dorință a dumneavoastră de a merge în voluntariat în Africa? Pentru că știm cu toții, sunt oameni care fac acte caritabile și în România. Noastră, totuși, ați ales să mergeți pe tărâmuri atât de îndepărtate. N-am avut niciun plan, niciun vis. Nu a fost ca la alți colegi de-ai mei misionari pe care i-am întâlnit în Africa să-și dorească asta din copilărie, din tinerețe sau de o viață. La mine s-a întâmplat doar într-o seară, având puțin timp liber, am derulat pe Facebook niște postări și am dat de o postare cu niște copii înfometați în Africa și la postarea aia scria că se caută voluntari, persoane, cadre medicale, infirmiere, asistenți, doctor, erau ceva. Niște condiții, da. Care erau niște condiții pentru că aveau nevoie de cadrele astea. N-a durat mai mult de 5 secunde să mă îndrăgostesc de copiii ăia și să spun vreau și eu acolo. Am trimis un mesaj, am fost contactată, mi s-a spus că pentru o asemenea misiune, dacă doresc să fiu voluntar, toate cheltuielile sunt suportate de către mine, transport, transfer, cazare, mâncare, plus o donație pentru copii. Nu poți să ajungi în Africa dacă nu faci deci ceva, dar nimeni de acolo nu te ia și îți dă bani ca să-ți faci niște proiecte. Și cu teamă, prima dată n-am spus ce lucrez, n-am spus că nu sunt în cadrul medical, dar când am văzut suma adunată, totalul, în jur la 2.400 de euro, deja m-am desumflat de unde eu atâția bani. La momentul ăla treceam printr-o depresie, un divorț și o stare sufletească proastă și într-o discuție cu psihologul cu care fac terapie am ajuns la concluzia că trebuie să schimb puțin viața, să am nevoie de alți oameni să mă resetez, restartez ca la un obiect din ăsta electronic. Da. Și m-am uitat în jur, eu sunt croitoreasă, am agonisit toată viața materiale. Vă spun și ca un amuzament, doar în frigider nu am cârpe, în rest aveți oriunde cârpe, am oriunde cârpe. Da. Și am zis, Doamne ajută-mă, cum fac? Nu sunt nicio persoană foarte credincioasă, nu am avut în familie așa să fiu dusă la biserică și să cred în Dumnezeu foarte mult, dar la momentul ăla cred că am fost sinceră și am fost doritoare și mi-am uitat așa în raftă și am zis, o, materiale, hai să le vând. Lumea din jurul meu, prietenii, cunoscuții, familia, nu mai spun, cum să vinzi astea? Și tu când te întorci, din ce mai trăiești? Ai 3 copii, ai datorii la întreținere, ai nu știu ce. Întreținerea nu mă dă afară din bloc dacă nu plătesc 2 luni. Lumina, dacă o plătesc acum, pot să am o lună fără să plătesc, după aia vine cadența. Da. Am făcut niște mici rotații și într-o lună și 10 zile am plecat în Africa. Timpul a fost foarte, foarte scurt. Absolut. Am trecut prin niște evenimente că a trebuit să fac vaccinul de febră galbenă. Da. Am fost singura dintre 5 misionari care a avut febră portocalie, am zis eu. Adică, deci de trecul numere, am făcut 41 de grade acasă până să plec. După până vaccin, niște reacții adverse, de-am crezut că o să plec cu perfuzia în mână. Niciodată n-am Dar zis. Dar nu v-ați gândit că, indiferent cum ar fi, eu oricum plec? Adică nu, deci n-am zis, gata, m-am bolnăvit, nu mai pot să plec. Gândul meu a fost cum să fac să-mi camuflez o perfuzie, o ceva. Am plecat cu mască, nu era COVID-ul acum, în 2018, când se întâmplă asta.
Și am ajuns în Africa, am uitat de orice boală, am uitat de orice necaz al meu, am uitat de orice necaz al celor din jurul Ați meu. Ați avut dorința. Deci a fost o dorință arzătoare. Arzătoare, da. Arzătoare. Nu știu dacă mi-a mai dorit în momentul ceva. În care ați fost acceptată să mergeți, totul era pregătit, vă pregăteați intens pentru treaba asta. Care a fost primul lucru la care v-ați gândit și să-l puneți în bagaj cu dumneavoastră? Având în vedere că știați că mergeți către niște copii săraci, într-o zonă defavorizată, sunteți femeie, deci bagajul acela cam trebuia să conțină, nu știu, să fie comprimat în așa fel încât... Este puțin tot în spirit de amuzament, o să vă spun că eu în bagajul de Africa am avut câteva tricouri, câteva perechi de pantaloni, colanți, așa ceva ușor și ca să încapă puțin în bagaj. Și am avut 40 de kilograme de medicamente. Am întrebat, este nevoie de ceva în mod special, haine, îmbrăcăminte pentru copii? Și a zis, nu, astea să găsesc aici cu bani mai puțin, dar ce nu avem noi aici sunt medicamentele. Și atunci am zis, plec cu tricou în buzunar, cu chiloții în celălalt buzunar și ca bagajul să fie plin cu medicamente. Și cât dura misiunea aceasta? Două săptămâni. Deci pentru două săptămâni, noastră v-ați gândit cum să duceți mai multe medicamente și doar lucrurile medicamente utile și la dumneavoastră, pentru practic, mine, nu v-ați mai gândit. Nu, nu sunt o persoană care să acorde atenție, deși lucrez în croitorie, cred că asta mă satură când văd alte cliente îmbrăcate frumos, mă satură de frumosul îmbrăcăminții și eu mă îmbrac foarte modest, ușor, sport, confortabil, nu am dus cu mine lucruri nici voluminoase, v-am spus, într-un băgăjel au încăput și aceste puține obiecte vestimentare ale mele. Știți că, na, noi când plecăm în vacanță, automat că trebuie să avem, nu știu câte perechi de pantofi, nu știu câte hăinuțe, rochițe de schimb, deci dumneavoastră ați comprimat în așa fel bagajul acela, să duceți lucrurile de care era nevoie acolo, că practic acesta era și scopul dumneavoastră. Și a fost și mai așa... Puțin șocant a fost că în ultima seară, înaintea plecării, ni s-a adus la cunoștință că suntem 5 femei care ne vom întâlni în aeroport în Turcia și că toate trebuie să fim îmbrăcate în fuste. Africanii nu văd femeile îmbrăcate în pantaloni și nu ar fi frumos ca noi, venite dintr-o altă civilizație, și având o altă educație, să nu respectăm acest obicei și port al lor. Și că trebuie să avem fuste. Uite că n-aveam nicio fustă. Am luat o cârpă, am cusut-o pe un lateral, i-am pus un elastic, părătiv, aia și încă una pe care o aveam totuși. Și am avut două fuste, una spălam, una schimbam. V-ați descurcat. M-am descurcat. Deci ați mers acolo... Niciun gând la vremea aia de croitorie. Am spus până într-un final că eu nu am cunoștințe medicale, dar că sunt deschisă să spăl copiii, să le dau mâncare, să fac orice activități, că trebuie și un manipulant, între ghilimele așa. Absolut. Nu trebuie tot să știm să facem injecții sau să curățăm răni. Corect, că mai este nevoie și de îngrijirea copiilor respectiv. Bun, odată ajuns acolo, nu știu, probabil că ați fost impresionată de ceea ce ați văzut, ceea ce ați găsit. Dar, pe de altă parte, eu cred, așa cunoscându-vă oarecum, că v-ați orientat spre ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră acolo, în momentul în care ați ajuns. Da, a fost un impact așa, ca o cărămidă în moalele capului. Nu așteptam la acea sărăcie, chiar lucie. Nu mă așteptam ca oamenii să sufere de sete, că nu au apă și o cărau de la distanțe de kilometri și zeci de dealuri. În schimb, am fost cu prietenele cu care m-am împrietenit imediat. Pot să sunt prietene pe viață acum cu fetele pe care le-am găsit acolo, cele cu care am fost în acel mic grup. Și am fost într-o vizită la o maternitate. Era crunt ce vedeam, am făcut niște filmări așa. Și în fața maternității am văzut o căsuță, o dugheană, o colibă, o ceva, nu avea lumină, nu avea geamuri și se vedea o mașină de cusut. Și așa, parcă am zis, Doamne, ce e acolo, mașină de cusut? Mă duc să văd. Doi bărbați lucrau ceva. Am dat bună ziua, m-am prezentat, am zis că vreau și eu să văd ce lucrează ei, mi-au arătat, zâmbitori, ei știau că albi sunt în localitate și fac... acte umanitare acolo, le cunoșteau pe prietenele mele și
am zis, dacă mă lasă pe mine să le arăt un pic, ce, să le ușurez munca, după ce am văzut în ce, văzut în ce condiții, în ce condiții și condiții, dar și ce tehnică foloseau și ce nu aveau, nu aveau, nu practic știu cum nu să spun. Aveau, erau ca și cum, ca un începător, care n-a făcut niciodată nimic, dar nici care nu are cum să urmărească. Acum, dacă sunteți începătoare și vă uitați pe aici cum e cusut, vă dați seama, da. Aveau niște rezerve uriașe care încurcau la sub braț mult. Și atunci am zis, hai să alegem de aici o doamnă, că s-au adunat privitori așa, și să o rugăm să ne spună cam ce și-ar dori. Uite, eu stau la dispoziția voastră. Și când m-a prins doamna capă Dumnezeu de picior, vrea o pereche de, o tunică așa și cu un pantalon. Am făcut într-o oră pantalonul, le-am arătat cusătura franțuzească, să acopere pentru cei necunoscători, să acopere rezervele care se destramă și au fost foarte încântați. La fel și eu și colegele mele care nu știau de ce eu nu mai vin, le-am spus lăsați-mă aici, știu și mă descurc să ajung la misiune și am aflat seara că fetele aveau o mașină de cusut veche, o dăduseră acelor croitori, fără să știe că eu ajung la ei și că o fată din campusul misionar, o fată, o localnică de acolo, merge să învețe, dar ritmul în care ei învață este probabil extrem de greoi. Ritmul, dar neavând și pe cineva care să le predea corect și să eficientizeze oarecum munca lor, să fie productivă și să facă și un lucru... Nu există de productivitate sau de organizare în sensul de să ai un rezultat într-un anumit timp. În Africa, noi avem ceasul, ei au timpul. Deci în Africa nu există să-ți pui o dată limită în care trebuie să termini un proiect atunci când lucrezi cu africanii. Nu, deci totul este, la noi e total diferit de cum este la ei. Ei percep altfel, își organizează altfel viața. La noi e ceasul, vorba dumneavoastră a spus foarte frumos, la ei este timpul. Din ce am mai văzut tot prin postările dumneavoastră, nu v-ați oprit doar aici. Deci să mergeți în acel atelier și să le arătați practic cum să nu se mai chinuie și să le arătați cum se face un lucru de la cap-coadă în liniște. Ați făcut costumașe chiar. A, da. După ce am aflat că există o mașină de cusut care ar putea în cele 2 săptămâni să fie a mea, mi s-a părut că am descoperit roata, apa caldă, aurul, nu știu ceva. Da, pentru mine a fost unealta muncii mele. Și am plătit pe cineva să o aducă a doua zi la misiune. Am plecat imediat în primul oraș ca să cumpărăm materiale. Am luat un val de material și nu vă spun ce peripeții, că fiecare călătorie este cu peripeții. Da? Mașina ne-a dat 10 minute să cumpărăm până m-am tocmit cu ăla, până am luat un balot de material de o culoare, unul de o culoare, să fac uniforme la copii. Când am plecat cu balotul în spate, mașina plecase. Ce să ne facem? Nu cunoaștem pe nimeni. Într-un târziu mi-am dat seama că așteaptă după alcool, probabil probleme cu parcarea, dar am trecut prin niște situații pentru că eram doar 2 românce. Unde să spui că vrei să ajungi? Nu știam unde trebuia, unde sau sunteți? Care drumul. Da, bine, situația oricum era și fiind într-o țară străină, oamenii... Și o femeie cu o rolă de material extrem de grea și colega mea cu cealaltă și cu sacoșe și cu ce mai aveam noi cumpărate, dar am ajuns cu bine la misiune și am luat toți copiii de la cor și le-am făcut o uniformă, să aibă fiecare o uniformă nouă și să fie toți costumați la fel. Pentru că săracii veneau cât de curați puteau, dar neavând apă, hainele lor nu arătau, oricât bine, ți le-ar fi spălat. Eu totuși am remarcat că ei au și un o țesătură specială, deci diferă foarte mult de țesăturile noastre. Adică eu am rămas uimită când v-am văzut lucrând cu acele materiale. Sunt foarte rigide, sunt cerate, sunt greu sunt de lucrat. Greu practic. De lucrat, sunt ca niște table, ca niște scoarțe, ca niște ceva, dar nu toate. Unele se moaie numai manipulându-le, altele se moaie la apă. Acum n-am reușit în cele 4-5 călătorii în Africa, că le-am pierdut numărătoarea, 4, da? Mai plec acum. Acum, tocmai aici vroiam să... Nu am reușit să descoper
care, după ce firmă să le iau, eu le iau după frumusețe. Da. Da? Culorile vii, sunt așa, sunt impresionante, da. Și când ajung acolo, îți mii de cupoane și îmi iau ochii așa. Și nu am reușit să găsesc care sunt alea mai moi sau care sunt... Mi-am făcut eu o rochie și am abandonat-o la jumătate, că nu am putut să o moi, am fiert-o mașina de spălat până... Și tot n-a mers. Și am uitat-o acolo și s-a decolorat. Dar cu toate acestea au ieșit niște uniforme și niște hăinuțe incredibil de frumoase. Telespectatorii noștri oricum pot să vadă pe ecran câteva din fotografiile pe care dumneavoastră le-ați făcut cu copiii și cu fetițele după și cu costumașele lor și rochițele lor și celor colorate. Care, să zicem, educatoare la, pe înțelesul nostru, celor care se ocupau de copii din satul lor, le-am făcut niște rochițe roșii și da, am lucrat cu două fete de culoare de acolo din atelier, le-am învățat. Asta am vrut să vă întreb. Că după prima călătorie am reușit să plec și să las pe cineva care a înțeles, să zic, de la jumătate spre trei sferturi, nu tot, cum să faci o rochie. Am lucrat 12 rochii și 26 de costume în foarte puțin, timp și da. Ziua și noaptea. Și ziua și noaptea, mașină nu electrică, mașină de asta la pedală. Da, și singură, o singură de mașină de cusut. O singură mașină de cusut. Dar practic dumneavoastră ați încercat să faceți imposibilul. Dar la un moment dat am văzut că încercați, sau mă rog, ați și reușit să faceți tiparele cu ei, să învățați să facă tipare, să-și ia măsurătorile și să-și facă. Am văzut chiar și băieți în atelierul respectiv, nu numai fete. Da, da, da. Din câți ați avut acolo... Cât au reușit să prindă atât de repede? Că asta cred că a fost înainte. În călătoria de anul ăsta, acel filmuleț în care eu le-am explicat cum să-și ia măsurile, da. Cum să facem un tipar simplu de rochie. Am croit o rochie chiar pe material direct și da. Am cusut-o într-o oră. Cu explicații că a trebuit să mă opresc, să le arăt, să-i întreb, aveți întrebări? I-au stat săraci rușinați, m-au mai chicotit și ca o impulsionare pe care am vrut să le dau, le-am spus că am trei mașini de cusut pe care vreau să le dăruiesc. Da. Și cine face o rochie? Ce vă lipsește ca să faceți o rochie? Și au zis toate, material. Mașini erau în atelierul ăla. Una n-avea ac, una n-avea curea, una n-avea pedală, una n-avea ceva, dar erau mașini. Adică, ca exemplu, da, puteam să număr câteva, în schimb, doar patru funcționau cu... un dres legat pe post de curea, am improvizat cât am putut, da. Și ați organizat cumva un concurs. Și am organizat un concurs pentru a câștiga o mașină de cusut. Da, erau 7 studenți, așa le spun, 7 elevi la o școală post-liceală și au fost foarte încântați să participe la provocarea mea. Li s-a explicat de către director că eu am venit acolo să-i ajut. De fapt, am aflat despre școala asta înainte de a pleca din țară cu foarte puțin timp. Prietena mea de acolo, am rugat-o, du-te și caută cazuri, ceva, ateliere, ce pot să lucrez. Da. Asta a fost în altă parte a Africii, nu unde am făcut primul atelier. Da. Și mi-a zis, uite, este aici un atelier care are nevoie de 5 mașini de cusut, de masă de croit, de oglindă ca să vadă, de nu știu ce. Și era o sumă cam mare pentru ce eram eu pregătită. Venisem pentru orfelinatul de la copii. Dar am zis totuși, mă, rup de unde pot, mai adun, mai strâng și pentru 3 mașini de cusut fac un efort. Și că sunt mai scumpe ca la noi. Și mai ales că atunci când te văd alb, bineînțeles că îți dublează prețul. Și a trebuit să mă duc cu unul de-al lor, nu vă spun că materiale. Pentru un alb e 6.000, pentru mine e 12.000, 15.000, 20.000. În banii lor, dar deci vreau să spun să dublează, triplează, să face și de 10 ori dacă... există și varianta să nu cumpărați materialul pe care totuși vi l-ați dorit atunci, în momentul acela, că nu se pot face. Bă, din ce îmi spuneți dumneavoastră, dacă fac diferențele acestea de preț, te vede alb, îți dublează prețul, bănuiesc că nici materialele nu sunt de aceeași calitate. Nu sunt, dar oricum, eu când intru, pun mâna pe material și întreb, ăsta cât e? 20.000. Aici, da, aici aveți un câștig pentru că dumneavoastră cunoașteți materialele, da, și nu da, e cazul să mă păcălească. Să mă păcălească, corect. Nu mă duc așa și stau la teșghea și dați-mi și mie de 10 lei materiale. Și cum au primit studenții respectiv ideea de a eu am făcut o rochie într-o oră. Cât v-ar lua să faceți o rochie simplă? Două.
Mă, nu vă cred nici așa. Dar na, nu puteam să-i contrazic. Ok, eu nu vă las 2 ore, eu vă las 2 zile. Și o să vin la voi peste 2 zile și uitați, fiecare, nu aveți materiale. Am trimis un băiat în sat să cumpere și v-am spus, eu l-am luat cu 20.000 și băiatul l-a luat cu 12.000. Am cumpărat pentru toți câte un cupon și cum să le dai? Aia vrea pe la roșu, aia vrea pe la curumbulețe, aia vrea pe la cu bleumarin. Și atunci am zis, facem tombolă. Nu știau ce e aia. Uite, facem niște bilete într-o căciulă, cum v-a picat, așa luați. Așa, da, una săracă a fost bătoasă când a câștigat cuponul dorit, dar n-am avut cum să impact la momentul respectiv. Și satul era la o distanță foarte mare, deci am mers pe motocicletă, pe coclauri așa, drepte și abrupte, ca să pot deci, să ajung acolo. Da, greu și acolo. Cam o jumătate de oră pe motoretă. Nu era foarte aproape ca să-mi permit să mai să aștept. Mai faceți un drum, da. Sau să le aduceți, da. Și așa că le-am spus, lucrați cu ce ați câștigat, dacă vreți între voi să faceți timp, n-am nicio problemă. Și dintre fete au venit două și a zis, dacă noi nu vrem să facem așa și vrem altfel, putem? O, da, chiar vă rog, va fi un concurs atât de frumusețe cât și de cea mai bună execuție. Și cât de bine vine... Cea mai bună creație, da. Venită de la... Au trecut alea 2 zile. Am zis că nu mă duc degeaba să îi prind neterminați. Am luat legătura cu persoana care ne-a îndrumat către acea școală pozițională și a sunat. Fetelor, poate să vină doamna Adriana să vă facă concursul? Nu, că am avut niște examene la alte materii, să vină luni. Asta era vineri. Bine, le-am mai lăsat și peste weekend, luni la ora 2, am fost acolo. Din ce să fac eu juriu? Șoferul, ăsta, conducătorul de motocicletă, unul, mecanicul sau ce era pe acolo, un grăjdar, așa, am adunat 6 oameni. Da, trebuia un juriu. Da, îmi trebuia un juriu, pentru că directoarea și instructorul de acolo, profesorul de croitorie ce era, putea să aibă afinități pentru cineva și să nu voteze corect. Așa că le-am spus să defileze și fiecare să dea notă de la 1 la 7. Și una a adunat 7 puncte, 10 puncte, 15 puncte și la urmă au fost 2 cu același post. Iar le-am pus să voteze. A sau B, care votai. Și au fost 3 fete care au câștigat, le-am analizat, unele au făcut fermoarele strâmbe ca șarpe, începătorii. Altele, cum au putut și ele, da? Dar și-au dat silința și au fost foarte fericite. Spun pentru prima dată aici și o dezamăgire. Pentru că din Africa trebuie să vii doar cu lucruri frumoase și amintiri frumoase. Am plecat de acolo, nu aveam mașinile de cusut, le-am spus că o să le cumpăr și o să le trimit. Trebuiau să creadă că sunt serioasă, că speranța moare ultima. Da, și bine, și era pe urmă... Trebuia să le procur de undeva de la capitală, să plătesc mașină, să le aduc și în satul ăla și din sat să vedem unde locuiește fiecare. Și am aflat că directorul le-a spus fetelor că nu au înțeles greșit. Că da, este vorba despre 3 mașini, dar una va fi a școlii, una va fi a directorului. Vai. Și una va fi a celor 3 care au câștigat. Și m-am supărat foarte tare și atunci am zis prietenei mele, nu duci nicio mașină la școală. Aștepți ca fetele să termine școala să termine anul și să le întrebi, te duci și le iei. Am vorbit la un magazin, am adus mașinile și te duci și le duci acasă și îmi trimiți film. Nu vă spun emoție și n-am mai crezut fetele alea că primesc mașini. Sunt imaginile, rulează imaginile cele cu fetele, mașinile de cusut și bucuria lor. Bine, bucurie și uimite din același timp. Da, este chiar o imagine că s-a trezit cu mașina în fața casei. Exact, deci nu cred că la un moment dat, cred că își luaseră copilele gândul că vor mai primi ceva și că au făcut un concurs, au mers la un concurs sau s-au străduit să facă un lucru. N-aș și nu putea vor primi să nimic. Las... ca numele meu, bineînțeles că nu mă cunoaște nimeni în Africa, dar nu. Să dezamăgesc pe cineva. Știu că dumneavoastră nu v-a trecut. M-am dezamăgit la viața mea, dar așa e viața. Dezamăgirea a venit din partea directorului școlii și a celorlalți care au avut intenția de a nu duce premiul acolo unde trebuia la copiii respectivi. Foarte frumos, deci nu știu, aveți așa o poveste și ceea ce îmi spuneți, felul în care povestiți, se vede că sunteți foarte implicată. Eu de aceea am și spus la începutul emisiunii că este o poveste emoționantă. Trecând peste acest aspect, eu tot pe Facebook am remarcat la dumneavoastră pe pagină
O postare deosebit de frumoasă în care spuneați, erau fotografii din Africa, dar spuneați, într-o lună de zile merg din nou acolo unde mă cheamă inima. Îmi provoacă o emoție și lacrimi. Dar și pe mine m-a emoționat foarte mult și pe urmă am văzut și alte lucruri pe care dumneavoastră le faceți tocmai pentru a merge acolo cu cât mai multe lucrușoare și chiar am remarcat la dumneavoastră faptul că ați scos niște materiale la licitație tocmai pentru a strânge bănuții să mergeți acolo cu ceva la copii. De asemenea, revistele pe care aici vreau să punctez un lucru, că misiunea noastră, mergeți acolo, sunteți voluntar, dar misiunea noastră de voluntar continuă și în România, și în Buzău. Și am văzut că editați niște reviste de croitorie. Pentru cine nu știe, spune, da, sunt niște reviste, niște desene. Pentru cine cunoaște, știe că acele reviste presupun foarte multă muncă, nopți nedormite, să stai să faci un tipar cu măsurători, cu desene, cu fotografii, în așa fel încât să fie pe înțelesul celor care le vor avea în mână. Nu mai spun că pe fiecare pagină a revistei dumneavoastră aveți și povestea pasiunii dumneavoastră acolo scrisă, în paranteză fiind spus, foarte frumos. Deci aveți un talent extraordinar de a scrie și de a povesti și de a vă exprima trăirile, dar deci, discutând pe acest subiect de voluntariat, care nu este doar un voluntariat, el se continuă și chiar faceți eforturi să ajungeți acolo. Într-o lună de zile, cum reușiți să vă stăpâniți totuși toate emoțiile astea, pentru că vă văd nerăbdătoare de a pleca acolo și parcă timpul ăsta s-a oprit oarecum în loc? În tura precedentă a fost de Paști, când una dintre prietenele mele descoperise un orfelinat unde erau vreo 70 de copii, dar o singură încăpere și acolo încăpeau în jur de 20 de copii să doarmă pe sus, pe jos, pe niște saltele. Și un sponsor din Austria a vrut să doneze bani pentru un orfelinat, doar că nu avea cine să facă un proiect tehnic. Chiar dacă ești în Africa, nu faci așa două bețe și un blut. Și ai făcut ceva, un acoperiș. Trebuia să fie un proiect, trebuia să fie autorizat, trebuia să fie la scară, la tot ce trebuie. Partenerul meu de viață, fiind inginer constructor, am făcut așa o momeală. N-ai vrea să mergem în Africa? Uite, Anca are... Făcea, nu, când de Paște? Nu, puiule, noi Paștele facem în familie, că așa suntem români creștini. Doamne, cum să fac eu? Și atunci m-am gândit. N-ai vrea tu ca de Paște să faci mâncare pentru vreo 300 de copii și să ai așa o bucurie mai mare decât să stai cu un ou roșu și o ciocneală în casă, că eu sunt atât de activ încât nu știu dacă țin cont de vreo sărbătoare, dacă vreau să fac ceva, fac ceva și de Paște și de Crăciun. Da. Aici am mâiat inima și a zis da, mi-ar plăcea și am fost în Africa de Paște și el a vopsit 300 și ceva de ou, am luat vopsea de acasă, am luat rahat și stafide pentru cozonaci, a frământat cozonaci. Ouăle în Africa sunt peste tot, nu există niciun frigider și am zis noi, dintr-o căldură și să cumpărăm 30-50 de ou, 100, nu știu cât am folosit, kilograme de făină, zahăr, cumpără lighean, când ce frământăm noi atâția cozonaci. Pâine, am făcut o masă ca la noi, dar mâncarea de bază a fost tradițională a lor. Copiii n-ar fi mâncat sarmale, n-ar fi mâncat tocană. Da. Au mâncat orez, cartofi cu banane, cu sos de nu știu ce și o tocană de oaie. Dar ei nu știau ce e la rahat. Mâncau cozonac, găseau așa bucățica de rahat, o ciupeau și o dădeau lui unul mai mic, așa mai de 2 ani, care nu se știe la ce este. El, tot ce este... comestibil să mănâncă, dar astea mai mari, fetițele mai mari nu scuipau. Așa, îl ciupeau de acolo că n-au mai văzut ele. Și am zis, exagere, ceva, o bomboană, candy, da, n-am putut. A făcut soțul prima serie de cozonaci, a făcut-o și, nu știu, cred că a uitat să pună hârtie de copt. Am avut hârtie, am plecat de acasă și cu tăvi de cozonaci am plecat de acasă, da, și s-au lipit. Ați profitat că este
dumneavoastră și mai care și dumnealui bagajele. Da, 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 nu că le cară el, că le cară... Nu, puteți spune da, acolo da, la, da, la dumnealui da, cele 40 de kilograme care v-au lipsit de asta da, înainte. Aici am fost pregătiți pentru, de asta am spus, pentru orfelinat, am dus și mașini de cusut, două sau trei mașini de cusut portabile, am făcut un bagaj bine îndesat cu de toate. Știați da, deja la ce să vă da, așteptați și ce... Și când s-au lipit cozonacii aia și i-a dat să-i răstoarne, s-au rupt și a zis, ce fac eu cu asta? N-am cum să tai felii să mă duc la orfelinat. I-a pus pe o tavă și a ieșit la poartă. Nu a strigat, copiii veniți. A ieșit la poartă, copiii ne cunoșteau, că noi când ne duceam, unde vedeam, băgam una în geantă și scodeam, a cadelul, un bonic, ceva, ceva, da, da. Și, și el a stat în poartă cu tava și a zis, măi, o mare de copii așa, a venit, le-a rupt la fiecare, n-a mai contat că nu-i tăiat. Rup nu, bucățele și, ea, și le-a dat la fiecare și mâncau. A fost atât de bucuros, eu eram plecată la... Asta e examenul de croitorie acolo. Da. Și când am venit, l-am găsit fericit. Mă, ce-ai pățit? Hai să spun o poveste, că am ieșit la poartă și m-am uitat un copil acolo, a mers încet. A început să fugă. Unul, dacă a văzut că fuge, ăla unde fuge? Fug și eu după el. Și altul tot așa. Și s-a umplut o uliță și s-a făcut un praf așa în urmă, dar un praf de fericire. Da, e mare lucru să poți să oferi bucurie. Ei fiind copii cu sufletul curat, să trăiesc așa cum trăiesc, dar totuși se bucură de fiecare lucru pe care îl primesc. Cred că dacă am merge la un copil din România, de exemplu, și ai da o bucată de cozonac, poate nu ți-ar primi eu așa cu mare plăcere, pentru că nu e ceea ce își dorește el. Dar acolo cred că primul orice... lucru oferit în Africa, la prima misiune și primul stop pe care l-am făcut de la vamă până la misiune, a fost să ne oprim la o alimentară și să ne cumpărăm ce considerăm noi că n-avem în bagaj și ne-ar trebui la misiune. Nu am avut șampon la mine, n-am avut de-astea, am zis o să, două săptămâni, nu-i găsi eu cu ce să mă spăl. Da. Am găsit șampon la magazin, am găsit și mi-am cumpărat, că aici nu mi le mai cântărea nimeni. În bagaje n-am apucat să am ceva, probabil de alea mici de la hotel. Da. Și ne-a spus cineva, luați pâine. Și n-am știut cum e pâinea lor, pâinea lor e dulce, cu zahăr. Și am cumpărat pâine și am ieșit din magazin și a ieșit un copil și a zis, give me bread, give me bread. Și am dat, cum să-i dau o pâine goală? I-am dat pâine și știți cum mânca doamna așa, sugea fiecare Doamne, firimitură. Deci am pozele alea cu un copil, l-am pus pe Facebook imediat și cineva a remarcat ce papuci are. Ce papuci are? Unul de un fel, unul de un fel. N-avea doi papuci la fel. Ați făcut lucruri și faceți lucruri incredibile. Faceți eforturi și sacrificii pentru a merge la acești copii și a le... Nu neapărat de a le oferi material după ceva. După ce îi vezi și te bucuri, sufletește, sacrificiile da, sufletește, le oferiți foarte mult. Aveți afecțiunea, aveți iubirea și vă văd încă prins acolo. Deci dumneavoastră veniți acasă, dar trăiți după ce acolo. După niciodată în Africa, nu mai ai deci acum de ce să te rupi, la... să spui gata, am văzut, am făcut gata. Plecare, a cincea plecare. Și vor mai fi. Că nu este nici da, ultima. Acum încep un proiect nou, în altă, chiar a treia rog, parte și... Sunt foarte curioasă de eu, ce... Eu oricum vă aștept oricând. Sunteți mai mult decât binevenită la noi în studio pentru a ne povesti viitoarele, din viitoarele dumneavoastră misiuni, chiar și din aceasta care va urma cât de curând. Sunteți un om care transmite foarte multă voie bună, transmiteți foarte multă afecțiune și emoție. Sunteți un om care vă implicați activ la problemele celor din jur, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, da, dumneavoastră faceți foarte multe lucruri și aici la nivel de Buzău, eu v-am cunoscut printr-o întâmplare, pentru că eu la rând îmi căutam ceva și v-am descoperit pe YouTube cu acele minunate lecții de croitorie pentru începători, așa cum eu v-am perceput ca un om care știe foarte bine să explice și să pune în pielea celui care vine pentru prima dată și ia contact cu aceste cunoștințe de croitorie, motivați oamenii, îi influențați spre binele și pot spune asta, modelați destine, faceți omul să reorienteze și să vă găsească atunci când are cea mai mare nevoie. Eu v-am descoperit într-un fel, sunt convinsă că foarte mulți v-au descoperit în același fel pe care, în care eu v-am descoperit. Mă bucur foarte tare că am reușit să stăm de vorbă. Nu știu, mi-ați lăsat așa o emoție cu tot ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo în Africa. Sincer, și noi putem să facem lucruri care să ajute foarte mulți oameni, chiar dacă
nu sunt în țară, chiar dacă sunt în țară, noi putem ajuta, stăm puterea noastră dacă să ajutăm. Îmi dați voie, canalul de pe YouTube se numește Croitorin cu Adriana. Da. Și a fost așa, la o glumă și ca să-i dau ocupație copilului mic. Nu mă pricep la editări, de-aia filmulețele mele nu sunt într-o stare, nu sunt prelucrate, dar după 12 ore de muncă mai găsesc o resursă să filmez la 1-2 noaptea, cred că ați văzut că e 1 noaptea și eu chiar și povestesc, și fac pentru că atunci când cineva îmi cere, nu știu cum să fac asta, hai, uite, las că încerc să găsesc zilele astea și fac un tutorial, că poate aș putea să-i explic doamnei în privat, dar mă gândesc că poate alte 3, 4, 5, 700 sunt care ar dori să afle cum se face, unora le e rușine să întrebe, altora să gândesc că poate nu le răspund. Și am observat că răspundeți chiar la toată lumea și sunteți dacă văd, da, răspund la toată lumea. Care vă solicit ajutorul și au nelămuriri. Cu siguranță vom avea o emisiune în care vom vorbi despre această pasiune a noastră, pentru că mi-ați spus la începutul emisiunii că aveți aceste două pasiuni la egalitate. La egalitate și pot să spun că una o susține pe cealaltă, mă refer la croitorie și vă ajută foarte mult. Deci este, da. Avem multe de discutat și despre pasiunea croitorie și despre pasiunea călătorie, pentru că și aici sunt foarte multe de discutat cu dumneavoastră. Nu investesc în obiecte, banii nu, mi-am cumpărat suveniruri, m-a întrebat cineva ce suveniruri am adus din Iordania. Foarte puțin, pentru că ocupă loc în casă niciodată. Dacă mă uit la un suvenir, amintirea rămâne în ceea ce am trăit eu acolo. Rămâne în ceea ce ați trăit și le păstrați acolo într-un loc special. Și Dumnezeu mi-a scos la fiecare călătorie o mașină de cusut și am putut, chiar dacă am stat în Peru, am intrat într-un atelier în Nepal. Am rugat ghidul, du-mă undeva într-o piață să găsesc o mașină, că sunt în Sevraj, n-am pus-o de 10 zile. Avem de abordat foarte multe subiecte. În Egipt am intrat într-un magazin de perdele și am zis unui om, lasă-mă să fac un tip, că nu mai pot. O să închei emisiunea noastră cu o strângere de inimă, pentru că, sincer, avem ce să vorbim și cei care ne privesc acum au ce învăța de la dumneavoastră. O să închei cu ceva pe care, mă rog, am citit ceva la dumneavoastră pe Facebook, mi s-a părut foarte frumos. Viața te duce pe drumul pe care te gândești cel mai mult. Vă mulțumesc din suflet, vă mai așteptăm pe la noi, vă urăm mult succes în viitoarea misiune și să veniți la noi cu vești, cu imagini și cu povești, cu ceea ce ați făcut acolo. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc și într-adevăr. Nu încetați să visați și nu încetați să vă doriți, că viața chiar vă duce acolo unde vă doriți și vă gândiți în timp. Foarte cum am spus. Cu aceste cuvinte încheiem emisiunea noastră de astăzi, prima ediție a emisiunei Omul Zilei. Sunt Gabriela Bonciu și vă aștept cu mare drag și data viitoare. O seară liniștită tuturor!